Bună ziua, oameni buni, eu sunt Rasor și azi o să fac unul din cele mai nesatisfăcătoare video ever, oameni buni. Dar înainte să-i dăm drumul, nu uitați să lăsați un comentariu și să mă provocați cu ce vreți voi. O să accept orice provocare, bine, o să încerc să iau cât mai multe bine. Dacă o să fie foarte, foarte multe, chiar nu o să pot. Dar o să aleg câteva și o să apară în video următor. Așa că vă rog frumos, lăsați un comentariu cu ce vreți voi să mă provocați pentru următorul video, așa că hai să nu mai stăm prea mult de vorbă și să-i dăm drumul la un video de astăzi. Ok, oameni, un video începe foarte, foarte calm, adică nu se întâmplă nimic ciudat. Un om cu o farfecă și un scotch. Ce poate să fie atât de rău încât să te enervezi cu o farfecă și un scotch, nu? Hai să vedem. Ok, nu se taie. Bine, ok. Bă, nu știu, lipește-o undeva jos, lipește-o undeva jos, ține cumva de ea, te rog eu, te rog, ține cumva de ea și taie-l ăla de scotchul ăla. Hai, te rog, nu mai încerca să-l mai tai, lasă-l, nu merge, nu merge, e ok. Ok, haide. Dă-i. Sunt calm. Nu se întâmplă nimic. Nu mai scrie, omule, cu el. Nu mai scrie. Ascute-l odată, aruncă-l, aruncă-l. Așa, bravo, oprește. Nu asta, nu. Deci chestia asta chiar nu vreau să văd acum. Vreau să fiu foarte calm. Ok, nu se întâmplă nimic, o să-l găsească cât de curând. One eternity later. O să-l găsească. Haide, uite-l, 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 uite-l acolo, uite-l în partea lantă, uite-l, voi l-ați văzut. Băi, nu începe iară, deci uite, real, se vedea. Se vedea capul, se vede capul acolo, de ce? Ok, ce face? O să taie lemnul ăsta bine. Ține mai cu forță, omule. Mai cu forță. Hai, te rog eu, mai cu forță. Băi, lasă-l jos, te rog eu frumos. Lasă-l, lasă-l. Nu ești în stare să tai un lemn. Nu ești în stare să tai un lemn. Lasă-l odată, lasă-l. Că m-a terminat, lasă-l. Așa, bravo, lasă-l. Lasă-l. Ok, toarnă-l. Dar toarnă-l odată. Hai mă, toarnă odată și gata. Nu trebuie să-l ții acolo să cadă tot pe jos. Haide, hai odată. Nu, nu, deci oprește-te, oprește-te. Bine, l-ai pus tot pe jos. Bravo, bravo. Ai făcut cercul, ok. Nu, chestia asta, deci băi. Băi, chestia asta o uram când... Bine, nu prea scriam eu prea mult, dar și când scriam și mai gândiți-vă, atunci mai enervant, când scrii odată, odată la nu știu cât timp și după aia greșești ceva și dai să se strică, se rupe hârtia acolo, se întoaie și nu poți să ștergi bine. Mamă, urât. Ok. Și eu jucam cărți cu prietenii, ok, jucam cărți cu prietenii, ok. Ridică-le, ridică-le odată, haide bă, ia-le pe toate, te rog eu, hai. Hai, nu mai roti la ea atâta! No! Așa, ok. Hai. Hai că știu că poți să le faci simplu. Dă-le... Hai bă, ai două mâini stângi tu, ai două mâini stângi. Hai, te rog frumos, haide. Fă-l odată, fă... Băi, oameni, vă rog eu frumos, puneți-l pe altcineva. Dacă el... Puneți pe altcineva să facă cărțile, nu îl mai lăsați pe el, pentru că are doi mâini stângi, da. Ok, taie brânza. Taie cașcaval. Cum să tai cașcavalul așa? Nu chestia asta cu scoci, iară! Calm. Expiră. Ok. L-a găsit! Bă, ești prost, l-a găsit! Bă, ești... No! No! Ok. Tai odată brânza aia. Du-te... Tai-o mai dinăuntru, te rog eu frumos. Haide. Mă, cum să tai, mă, cașcavalul așa? Mă, cum să tai cașcavalul așa? Mă, nu te-am învățat maică să tai și un cașcaval? Ok. Nu scrie, da. Da, nu scrie, ok. Încearcă și altă, că aveam mai multe culori. Da.
Ok. Mm-hmm. Am înțeles. Nu mai încerca să-l ștergi. Nu, mai încerca. Lasă-l. Ok. No, Coyo. No. Battle. Battle drept. Te rog eu, battle drept. Battle drept. Hai bă, omule, hai bă, te rog eu frumos, battle drept cu ăla la nervan. Hai, știu că poți, bravo, 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 hai că intră, 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 nu, nu, nu! Lasă-l așa, exact, exact asta, la asta mă gândeam și eu. A, mătru, ok, hai că mai rămas puțin, puțin, încă puțin, încă puțin. Băi, nu știu, deci, asta cu forașul este o chestie foarte, foarte aiurea. Zici că praful ăla e magic, fraților. Pui, vezi că nu mai e nimic, ei, forașul mai apare puțin. Pui, vezi că n-a rămas nimic, iar tragi forașul, iar a mai rămas puțin. Băi, zici că este magic, deci apare, ăla acolo apare, deci nu are cum, e imposibil așa ceva. Ok, l-ai luat pe tot. No, hai, te rog eu frumos, nu știu. Dă-i mai tare, aruncă-l, fă-i ceva, împrăște-l. Eu de obicei împrășteam peste tot. Mai rămâne așa puțin, împrășteam peste tot. Și asta e. De ce trebuie să mai arăți chestia asta cu scociul? Te rog eu frumos, ia chestia asta din fața mea. Ia-o din fața mea să nu mai văd. Te rog eu frumos, că mă. Mi se roșiră ochii în cap. Bine, asta mi se roșiră de la argie. Nu de la asta. Dar, ok. Ah, no! Băi, deci e urâtă chestia asta, credeți-mă, îmi pare specific sau acolo să ieși boxerule. No, aoleu, și chestia asta când vrei să desenezi cu galben și este cu capacul la altă culoare și s-a pus culoarea și se face verde. Ok. Invers, omule. Invers. Invers se punea. Nimic ciudat. No, no, no. S-a rupt. Știu senzația. Da. Bă, dar tu nu vezi că nu iese dreaptă? Hai că n-a ieșit dreaptă. Ok, nu iară chestia. Ah, hai mă că-l pune bine. Am crezut iară că se face chestia aia care dădea pe lângă. Bă, gata. Frate, gata, e prea plin. Ho! Trebuia să-l pui pe tot. Era neapărat să-l pui tot. Hai, hai și ție, salut! Asta cred că credea că este semi-permanent și este permanent, de fapt. A durut chestia asta. Ok, ok. Mamă, nu chestia asta, când încerc să-l fășori înapoi și nu mai este niciun fel la fel cum a fost să fie. Da, știu. Nu, bă, dar de ce? De ce faci asta? De ce? Lasă-l naiba de scoci, nu-l mai arăta. Gata. Gata, am înțeles ideea, am înțeles. Am înțeles, ok, lasă-l. Lasă-l. Lasă-l, te rog eu frumos, lasă-l. Ok, ai rupt o bucată, da. Nu, i s-a lipit bucățile între ele. Nu face chestia asta, omule, nu, și nu... Să nu spui că încep de la început, să-l faci. Te rog eu frumos că nu mai vreau să te mai văd cu scociul ăsta niciodată. Ever, ever. Deci nu mai folosesc scociul. Ever. Ok, oameni buni, cam asta a fost pentru ziua de azi. Băi, eu am fost destul de calm, nu? Nu m-am enervat absolut deloc. Eu sunt o fire calmă. Ok, oameni buni, hai să lăsăm prostiile și să vă duc aminte. Băi, oameni buni, o să fac un video în următor cu challenge-uri. Așa că dacă vreți, lăsați acolo un comentariu cu ce mă provocați voi și eu o să încerc să le fac pe majoritatea dintre ele, că nu o să fac din aia nebunește, mă puneți voi 100%. Încercați să puneți ceva cât se poate de, nu ușor, dar nici să mă puneți naiba să fac nu știu ce. Ok? Așa că ne auzim data viitoare și v-am pupat!